Cu sărbători pascale ce pică mai devreme în acest an, piața mieilor trece printr-o perioadă în care numai oierii destoinici fac profit, mai exact acei fermieri care și-au programat din timp montele și au reușit să aibă fătări timpurii sunt acum de găsit în piețe și târguri, iar dacă vorbim de târgul de miei din București, oferta este una mai generoasă. Crescătorii au venit aici din mai multe județe și speră că mieilor de calitate vor convinge românii să plătească un preț corect pentru kilogramul de carne de ovină. Oferta variată este atrăgătoare pentru bucureștenii care se bucură că își pot alege pe loc mielul de Paște. Tăierile sunt atent monitorizate de medicii veterinari, așa că din punct de vedere al siguranței alimentare, consumatorii, dar și fermierii, nu au nicio bătaie de cap. Ca și nivel de preț, carnea de miel merge între 20 de lei și 30 de lei pe kilogram, în funcție de cum se negociază, de greutatea mielului sau de cât de mult este dispus oierul să lase la preț. Suntem din Telorman, Peretu, animale, avem și căprițe și oi. În jur nu se spun animalele, niciodată nu se spune la număr, dar suntem mulțumiți de cât avem. În jur de 200 și în jur de 200 și la capre și la oi. Suntem mulțumiți de prețul care este, dar nu sunt cumpărători, nu au bani. Deci ar trebui să fie mai bine vânzare, dar toți ne spun nu am luat bani, nu avem bani. Ce preț este? Cu ce preț vinde? Am plecat de la 25 prețul, 25 kg și acum e 22-23 preț pe kilogram. Cât ați vândut azi? Astăzi am vândut 3.000 și 7 ieduți. Da. Ați fost și anul trecut? Am fost și anul trecut, am fost și celălalt an, dar a mers mai bine, a fost vânzarea mai bine față de anul ăsta. De când faceți munca aceasta? De când m-am căsătorit. De când m-am căsătorit, soțul meu, părinții aveau animale și am intrat în jocul acesta și am mers, ținem tradiția mai departe. Și soțul dumneavoastră de când are oi? De copil. De când s-a născut în animale, părinții, bunicii, deci din generație în generație a mers pe tradiția cu animale și copilul ne moștenește în continuare, a rămas și a făcut și el și facultatea, marketingul, dar degeaba totuși. A rămas alături de noi, nu a plecat. Sunt din Dolj, din comuna Gângeva și am 300 de oi. Cât ați vândut până acum? Păi cred că vreo 30-40. E început de piață și așa e, orice început e greu. Am înțeles. La ce preț vindeți miei? 23, 22, 25, depinde. Dacă e miel mai mare, putem să mai lăsăm la preț. Putem să-l vindem. Dacă nu-l vindem, ce omul n-are bani? Deci nu este o listă fixă de prețuri, vă înțelegeți? Nu e o listă fixă. Vine omul, îi arăți, îi spui despre ce e vorba și faci cu el la preț. Vine omul și-l alege în viu, ăsta îl vreau, mulți ia seria de crotalie și îi lasă seria de crotalie, iasă cu ea și o arată la proprietar, la cel care cumpără, la cumpărător. Deci sunteți mulțumit în principiu, nu este mai greu ca în alții? Nu, e bine, e bine. Sunt din Pietroșan, județul Telorman și avem în jur de vreo 100 și ceva de oi și deocamdată anul ăsta nu prea merge față de anii trecuți. Anii trecuți foarte mulți clienți, nu le făceam față. Anul ăsta foarte slab, foarte slab față de anii trecuți. În jur de vreo 25 de miei am vândut de vineri de când s-a deschis târgul și astăzi foarte prost. Prost de tot astăzi. La ce preț aveți miel? Între 22-23 atât merge kilogramul. Vă înțelegeți pe loc sau este un preț fix? Nu, ne mai înțelegem, nu putem spune că este un preț fix. Mai lăsăm, nu putem. Depinde fiecare om cum este, ce situație are, mai ales pensionarii că nu au bani. Nu putem să le lăsăm la prețul care este. Ne uităm și noi să terminăm, să mai repede să ne ducem acasă, că avem și acasă o grămadă de animale și... Sunt un crescător de animale din comuna Dobrotești, județul Telorman. Mă numesc Dumitrache Ștefan. Am un efectiv de 500 de oi, țigaia cu cap negru de Telorman, rasă înregistrată, și câteva văcuțe, ne ocupăm cu agricultura.
Principalele rase aduse la târgul de miei de către producători sunt țurcana românească și carabașa de Teleorman. Fiecare oier își laudă animalele și calitatea cărnilor, așa că pentru cumpărător, alegerea mielului de Paște este o opțiune dificilă. Ce rase aveți? Țurcană și carabaș avem acasă. Ce părere aveți despre rasele acestea? Le recomandați? Le recomandăm, da, ca oile să fie țurcane și berbecii să fie carabaș. Țurcana e mai mică la greutate, carabașa e mai mare, dar țurcana rezistă la ger față de un miel carabaș. Țurcana românească. Cum este această rasă? Ce aveți de spus despre ea? O recomandați? Da, e recomandată pentru că rezistă la zona noastră. E întreținută și greutate ia mielul și lapte și... Am înțeles că rezistă foarte bine la ger, miei, spre deosebire de alte rase. Da, și la ger și la căldură. Alții nu rezistă la ger, dar țurcana noastră rezistă în zona noastră de Oltenia. Recomandați aceasta? Da, aceasta o recomand pentru crescători care vor să apuce de crescut animale. Avem cap negru de Teleorman la, și la capre mai avem și amestecate. Și capra vânățeană românească și alba de vânat și sunt mai amestecate. În târgul de miei din capitală, consumatorii au posibilitatea să își aleagă produsul și să vadă clar ce fel de carne achiziționează. Miei sunt controlați de medici la fața locului, cântăriți în fața clientului și sacrificați pe loc. Ce sfaturi aveți pentru oamenii care vin să cumpere aici? Cum trebuie să-și aleagă un miel? Noi le dăm sfaturi să-și aleagă toate kilograme. Deci mă refer la kilogram de... în funcție de banul fiecăruia care îl are în buzunar. Poți să ieși un miel la 10 kg și unul la 15 și la 20, în funcție fiecare de cât, ce posibilitate are. Deci tu, asta este cel mai bine. Omul vine și care îi se pare și care îi se cuvine și la bani, acela îl alege și pe acela îl dă la tăiere. Se uită, merg la domnul doctor, cum îl verifică, au oportunitatea asta care să-și vadă ce cumpără. Asta se bucură om. Și sunt sacrificați aici pe loc? Da, sunt sacrificați în abator, sunt verificați, sunt 4 medici la intrare, 4 medici înăuntru, verificați, ștampilați, dar cântăriți în fața clientului. Asta îl avantajează pe om. Asta e un mieluț fătat din ianuarie. Are în jur la 2 luni jumate, 3 luni și are undeva... rămâne cam undeva la 20 de kilograme carcas. E un mieluț foarte, foarte bun de carne. Uitați ce piept are de carne și ajunge la 20 și ceva, 20, 22 carcas. Da. Este mare pentru vârsta lui? Da, e bine dezvoltat, dar pentru vârsta lui e foarte, foarte bun. E normal la vârsta lui dacă e bine îngrijit. Adică... Păi și ideea este, trebuie ca oamenii să cumpere miei mai mari sau mai mici? Nu, ideea este ca tot omul să ia mielul peste de la 15 kg până la 25. Ăla e cel mai bun miel. Deci care înțelege de o carne nu e toxică, ăla micul e toxic. Ce să facă cu miel de ăla? E numai spumă. Dacă puneți o bucată în tigaie, iese spumă din el. Nu, mielul este de la 15 în sus. Târgul de miei este organizat sub coordonarea Agenției Naționale pentru Zootehnie, a Direcției pentru Agricultură a Municipiului București, cu sprijinul SC Amenajarea Domeniului Public 4SA și este deja autorizat pentru funcționare. Crescătorii de animale vă așteaptă zilnic până sâmbătă 7 aprilie să achiziționați carne proaspătă direct de la producător. Sacrificarea mieilor se face zilnic în intervalul 7-17, iar animalele vor fi verificate pe loc de medicii veterinari prezenți acolo pentru dumneavoastră.